Așa. Bună ziua. Dau cuvântul doamnelor din dreapta mea. Bună ziua. Mă numesc Carmen Cornaci. Sunt cea care a propus acest proiect și care a primit ajutorul colegilor mele și prietenelor mele, Justina Irimia Cenușă și Petronela Axintioaie, cărora le mulțumesc foarte tare pentru toată implicarea, fără de care nu am fi putut să facem astăzi, să mă rog, această conferință și să vorbim despre acest frumos eveniment. Mulțumim tare frumos că ați ales să veniți astăzi aici și așteptăm întrebările dumneavoastră pentru detalii despre spectacolul nostru. Da, pentru că este un spectacol in memoriam doamnei Mariana Honceru, o persoană pe care noi am prețuit-o foarte mult și care a contat mult în devenirea noastră ca artiști, pentru că tot de aici suntem și artiști. Ne-am gândit să facem acest eveniment chiar la un an de când dumneai nu mai este printre noi și ne-am gândit, atât cât ne permite timpul unui concert, să aducem oameni care au colaborat cu dumneai și oameni dragi sufletului dumneavoastră. Da. De pentru care, dacă ați văzut afișul, ați văzut că vor veni la Botoșani doamna Mioara Velicu, Ion Paladi, Laura Olteanu, Sorin Filip, Silvia Zagoreanu, Constantin Bahrin, Andreea Chisăliță, Diana Sârbu, alături de noi. Da. Și vom încerca, alături de orchestra Rapsozii Botoșanilor, să oferim publicului botoșenean un spectacol pe care doamna Mariana Honceru cu siguranță îl merită. Eu nu pot să spun decât că sunt onorat și totodată mă bucur să fac parte și să fiu partener în acest proiect. Și mulțumesc Carmen, mulțumesc Cristina, mulțumesc și ție, Petronela. Orchestra Rapsozii Botoșanilor, vreau să vă spun că va fi la înălțime alături de dirijorul, maestru dirijor Ion Loieru. Și sperăm noi să fie un spectacol care, când se va deschide cortina, se va deschide cu aplauze și când se va închide cortina la finalul spectacolului, se va închide tot cu aplauze. Alături de soliștii menționați, va participa și grupul folcloric Vatra, grup folcloric care a fost înființat de către doamna Mariana Honceru și care a aparținut clubului pensionarilor din Botoșani. Și era grupul dumneai de suflet, l-a înființat și a colindat țara în lung și lat cu acest grup. Asta pentru că doamna Mariana Honceru, în fiecare perioadă a vieții sale, a făcut lucruri care au rămas. De exemplu, știu că atunci când a venit aici la Casa de Cultură a Sindicatelor, a înființat ansamblul Mărgineanca și grupul vocal Steluța, din care am și făcut parte. Ulterior a înființat și acest spectacol dedicat teatrului pentru liceeni, liceum, care iată va avea din nou loc la Casa de Cultură a Sindicatelor. Festival sau concurs? Festival concurs. Festival concurs pentru, da, pentru licee. Deci a lăsat amprenta pe oriunde a fost și atunci când a ieșit la pensie, la fel n-a putut să stea locului, să spun așa. Și și-a continuat activitatea cu pensionarii din grupul Vatra, pe care îi veți putea urmări în cadrul spectacolului. Vor fi momente emoționante, vor fi materiale video pregătite de noi, care să ne amintească de doamna Mariana Honceru. Vor fi prezenți cei din familie și oameni dragi cu care dumneavoastră a colaborat. De aceea invităm pe toți botoșenenii să vină la acest eveniment, pentru că este unul deosebit pentru un cetățean de onoare al municipiului Botoșani. Pentru că doamna Mariana Honceru a primit acest titlu de cetățean de onoare în 2019 la primăria Botoșani. Și la 50 de ani de activitate artistică, Orchestra Populară Rapsozii Botoșanilor a înmânat o diplomă de excelență doamnei Mariana Honceru pentru toată activitatea dumneei pusă în slujba folclorului botoșenean. Ce să vă mai spunem? Știm cu toții că dumneavoastră o mare parte din activitate a făcut-o aici la Casa de Cultură a Sindicatelor, de aici a ieșit la pensie și de aceea am ținut ca acest spectacol să fie în Casa de Cultură a Sindicatelor Botoșani. Și dacă rânduiește bunul Dumnezeu, vom mai face și în anii următori alte ediții, pentru că, așa cum s-a spus, doamna Mariana a colaborat cu foarte mulți artiști. A scris foarte multe melodii de folclor care au devenit șlagăre și care sunt cântate peste tot. Dar pentru că
programul este de cel mult 2 ore. Nu am putut să-i invităm pe toți colegii noștri de cântec și a trebuit să alegem pe unii dintre ei care vor evolua anul acesta, dar pe ceilalți o să-i invităm în anii următori, pentru că vrem ca fiecare artist în parte să-și arate respectul și dragul față de doamna Marina Honceru, participând la edițiile închinate, să zic așa, dumneai ei. Așadar, sperăm în anii următori să venim în fața voastră cu altă distribuție și să vă aducem vești despre a doua ediție, a treia și tot așa. Asta în funcție de cât de bine o să iasă acest eveniment. Sincer, consider că o să fie un succes, mai ales că ni s-au alăturat colegi foarte dragi nouă și publicului. Și mai ales că majoritatea biletelor la casă sunt vândute și ne bucurăm pentru cei care au avut interes de a achiziționa bilet pentru acest spectacol. Este mare lucru să vină să ia bilet. Și îndemnăm să vină să vadă un spectacol de ținută aici la Casa de Cultura Sindicatelor. Joi, 31 martie, începem cu orele 18. Încă mai sunt bilete, dar mulțumim celor care au achiziționat bilete și sunt alături de noi, vor fi în sală. Poate reușim la 18 chiar să deschidem spectacolul. Cu siguranță spectacolul se deschide la ora 18. Mai devreme. Un pic mai devreme, să se așeze pe locurile lor și să aștepte începutul spectacolului așa cum se cuvine. Pentru că fiecare moment este foarte bine gândit, timpii sunt foarte bine calculați și vrem să beneficieze toți spectatorii de tot spectacolul integral. Ne-am bucurat foarte tare să vină toți un pic mai devreme, ca la ora 18 să dăm drumul spectacolului. Nu trebuie să uităm de soliștii care au fost la orchestra la Sozii Botoșanilor, care s-au perindat pe la orchestră, Mina Pslaru, Viorica Galan, Laurențiu Bota. Să nu uităm de marele violonist care l-am avut printre noi, Doru Farcaș, care și eu cred că el ar merita și dumnealui ar merita un festival. Deci sunt multe, multe, multe de făcut la noi în Botoșani și eu cred că numai prin cultură și prin artă putem să scoatem Botoșani de pe, din orașul acela care este izolat. Noi suntem așa un oraș izolat. Încă mai suntem, de unii spune, de unde ești, la Botoșani, de unde îmi spune harta în cui. Dar ei nu știu că la Botoșani cele mai multe valori s-au născut la Botoșani. Unii dintre ei, alții știu, dar nu recunosc. Oricum suntem apreciați. Dar eu sunt mândru. Eu sunt mândru că sunt botoșnean, că sunt moldovean și moldovenii pe unde au mers în țară, în străinătate, au făcut cinste, eu știu, locului de unde s-au născut, orașului în care locuiește, dar sunt mândru că sunt moldovean. Unii spun, știți, mai ales cei din Bucovina, Bucovina, nu Moldova, nu Bucovina. Ștefan cel Mare a fost domnitorul Moldovii, nu Bucovina. Mulțumim tare frumos că ați venit.